Bună ziua, oameni buni! Au trecut 2 ani de când am făcut primul vlog cu Lili, s-au schimbat multe de atunci, piața imobiliară din Tenerife s-a schimbat, a devenit mai dinamică, prețurile au crescut, foarte mulți români în ultima vreme, abonați de mei și vorbim și cu Lili că ne-am și prietenit după ce am cumpărat apartamentul prin ea și am devenit prieteni și ținem legătura și vorbim tot timpul. Foarte multe întrebări de la voi și pe TikTok și pe YouTube și atunci i-am propus lui Lili să mai facem un podcast în care să lămurim exact cum stă situația, ce s-a mai schimbat, care sunt taxele, cât de greu e să obții un NIE, cât costă apartamentele, cât de unde începe un preț ca să poți să și îl închiriezi pe termen scurt, pe short term, prin Airbnb sau prin Booking, cât costă un apartament mai pe deal doar pentru locuit dacă vrei să muncești aici și multe întrebări mi-am pregătit aici pe o foaie și nu numai astea și multe alte. Să rămână, Lili! Bună ziua! Să rămână! Bine ați revenit! După cum vedeți, există și a treia persoană, este o doamnă de care Lili este foarte mulțumită, a lăudat-o foarte mult și a zis că are toată încrederea în ea și vrea așa încet încet să îi dea frâile un pic și să se ocupe de business. Nu, Lili? Da. Ai încredere în ea, Chiar mi-ai spus foarte mare și... încredere și aș vrea ca toată lumea care ajunge la biroul nostru și nu sunt eu, să vorbească deschis cu Inga, pentru că ea știe aceleași lucruri pe care le știu și eu. A, deci nu-i cazul să mai așteptați pe Lili, să vreți doar cu Lili. Inga e la fel de informată, să zic așa, și poate să vă dea informații la fel de bune și asta e o treabă foarte, foarte bună. Ce s-a mai schimbat Lili de acum 2 ani? Ce s-a mai întâmplat? Cum au crescut prețurile? Cum au crescut chiriile? Eu cred că și din cauza ta au crescut un pic prețurile. Nu râde. Păi atâta reclamă ai făcut la Tenerife, încât în ultimii 2 ani am devenit imobiliaria românilor. Promocasa înainte vindea foarte mult și la Știți englezi și la ce italieni. se întâmplă? Eu fac diferite podcasturi și în România cu diferiți oameni de afaceri, cu diferiți medici și așa mai departe. Niciodată, având bani, niciodată n-am promovat pe cineva pentru bani și nici n-aș promova nici pentru 1 milion de euro dacă n-aș avea încredere în persoana respectivă sau în produsul respectiv. Cum sunt influențele ăștia care fac reclama tot felul de chestii, primi niște bani, dar ei n-au folosit produsul niciodată. Și atunci eu te-am simțit așa aproape și te-am simțit un om dinamic și puternic și corect și cinstit și am avut experiența proprie cu tine, cât de repede am făcut și actele notariat și cât de repede ne-am mișcat și așa și atunci te-am promovat cu dragă inimă, fără vreun interes, că nu mi-ai dat nici un comision de la vreun client sau ceva, adică eu fac totul așa, din dragoste și vreau să ajut și alți oameni. În momentul când mie bine și folosesc o cremă care mi s-au dus ridurile, automat țip la toată lumea, păi luați crema asta că să duc ridurile imediat, adică fără să-mi plătească ea producătorii de la crema respectivă vreun ban sau ceva, așa sunt eu, așa. Și de aia oamenii sunt foarte, foarte curioși de Tenerife și foarte mulți mă întreabă. Adică primesc zeci de întrebări pe zi. Am mai pus și două, trei TikTok-uri de când am venit aici în Tenerife, am făcut și live. Și am făcut un filmuleț scurt despre Tenerife, vreo 3-4 minute și sunt vreo 500.000 de oameni care s-au uitat și sunt vreo, nu știu cât, mii de oameni care au comentat. Deci interesul este foarte, foarte mare. Da. Bine, păi ai spus ce s-a schimbat în ultimii 2 ani. În primul rând s-au schimbat prețurile. Păi în primul rând, Sorin, s-au schimbat prețurile. Cred că au urcat undeva la 30-40% după pandemie, iar în zonele bune, zonele turistice, până la 50% au urcat prețurile. Și problema cea mai gravă este că nu avem proprietăți apte pentru vivienda vacațională. Ce înseamnă vivienda vacațională? Înseamnă că, Închiriere pe termen scurt. exact, și avem nevoie de o anumită autorizație și autorizația asta nu se dă decât în anumite condiții Ce fel de și autorizație? prefectura Așa. ne face să facem o declarație pe propria răspundere, cum că în acest edificiu, în această clădire, se poate închiria pe termen scurt. Ei spun da, ei primesc toate cererile astea, dar la un moment dat le separă și spun, a, păi nu, că în clădirea asta nu, pentru că statutul comunității nu permite această închiriere pe Dar termen clientul când scurt. cumpără, el poate să verifice dacă comunitatea îi permite să închirieze sau nu, adică... Sunt agenții care nu spun adevărul, nu spun de la început Noi că nu. vorbeam de agenția ta și de tine. Eu spun tuturor, aici se poate, aici nu se poate. Clar că între timp se mai pot schimba lucrurile, pentru că am avut cazul unui complex care se numește El Mirador în Los Cristianos, acolo în spate la Pepa, știi? Ok.
Și acolo se putea închiria până la sfârșitul anului trecut. S-a făcut o reuniune la... Comitetul de locatari. Da? Și au decis să nu se mai închirieze pe termen scurt. Cine a obținut această licență e bună, o menține, dar cei noi care vor să mai ceară nu mai au dreptul să închirieze pe termen Păi și scurt. cum verifică ei dacă mă trimite o rudele acolo sau copiii sau ceva? Bine, bine, rudele, Bun, dar prietenii. eu îi spun la chiriașul care vine, zic, domnule, să spui că ești rude cu mine sau ești nepotul meu. Cum poate el să știe că ăla mi-a dat mie bani sau nu mi-a dat bani? Pentru că mulți turiști vin cu o hârtie printată, așa cum ai tu, și spun, uite, am rezervat pe Booking, nu, ăsta e numărul de rezervă, și dacă cineva vine din afară, un inspector, de exemplu, Ok. vine și el îi arată hârtia aia, n-ai cum să spui că nu e Aha, adevărat. în regulă. Da. Deci un risc. Da, și E plătește o un risc amendă. Și plătește o Ce amendă. amendă, Inga? E mare amenda, știi? Păi de Cât la e? 3.000 până la 60.000 de 60.000 euro. de euro. 60.000 de euro? Și dacă plătești jumate în În 48 de ore, cred că 48 merge. de ore? Nu Bun, hai să o luăm. s-a întâmplat până acum, Hai să o dar... luăm cu începutul începutului. Eu vreau să cumpăr acum un apartament ca să-l închiriez pe termen scurt, adică ca investiție, pentru că randamentul de Tenerife e mult mai bun decât în România, e undeva la 10-12%, adică amortizarea undeva la 10 ani față de 20 în România. Cam de ce sumă am nevoie ca să cumpăr un apartament care să fie închiriabil rapid, adică și pe termen scurt? Cam de la ce sumă se începe? Depinde de zonă. Dacă vorbim despre Los Cristianos până în El Duque, vorbim de la 300.000 în sus. Ok. 280, Asta e cea mai 300. căutată zonă de către turiștii care vin în Tenerife? Asta e cea mai căutată zonă pentru că și clima este cea mai bună și turiștii, majoritatea sunt bătrâni și nu mai închiriază mașini și atunci au nevoie de proximitate la plajă și ei vor să fie aproape de toate Deci serviciile. cam 300 de mii, ai zis. Da? Aproximativ, Aproximativ. da. Dacă eu cumpăr apartamentul cu 300 de mii, atâta îmi cere proprietarul, ce mai am de plătit în afară de cei 300 de mii de euro? 6,5% merge către fisc, notarul costă între 1.000 și 2.000 de Deci euro. 6,5% înseamnă încă 20.000 la 300.000. La 300.000 înseamnă cam Da, 20.000, și da? 19.500. Plus notarul 1.200 Și și 21. registru, adică intabularea mai este cam jumătate din cât ai plătit notarul. Deci încă 10. Deci cam 30.000, cam 10%, între 8 și Între 10% din 8 și valoarea 10% totală din valoarea totală. apartamentului. Cam asta este suma. Corect. Deci un apartament 300.000 mă costă de fapt 330. Așa este. Ok, bun. După aia, care sunt pașii? Comisiunea agenției îl plătește vânzătorul. Vânzătorul. Ok. Care sunt pașii? Ce trebuie să fac după ce mi-a plăcut un apartament și am banii necesari? Care sunt primii pași care trebuie să-i fac? Să verific actele? Tu, dacă ai un client, îl ajuți tu pe client să Noi verifici? ajutăm clienții de la început până la sfârșit. Pentru a cumpăra au nevoie de un număr de înregistrare la poliție, care se numește NIE. Înainte de a cumpăra asta. Putem să-l luăm și după ce... Adică el poate să facă rezervarea doar cu pașaportul. Doar Deci, când mergem la notar trebuie primul să pas e fie în ele. rezervarea, da? Primul Primul pas e pas este rezervarea, rezervarea cu 10% 10% din valoarea lui. din valoarea Cât lui. e valabilă rezervarea? Maxim 3 luni, corect și legal este 45 de zile. Nu cât acceptă proprietarul. Dacă proprietarul zice 3 zile, Depinde de noi acord. facem Sunt actele. unii care vor să meargă în 3 zile, alții peste 3 Dacă luni pentru că au, de exemplu, niște obligații la prieteni, familie și omul se sunt. răzgândește, pierde banii de rezervare? Da, pierde banii de rezervare și dacă vânzătorul se răzgândește, îi plătește dublu cumpărătorului. Asta e conform unui contract care se face în momentul când îi dă banii, nu? Da, se face un precontract și în precontract avem Bun, a dat banii pe această rezervare, clauză. omul e hotărât să treacă mai departe, să dea și restul de bani. Se merge la notariat ca și la noi sau unde? Care sunt pașii necesari? La notariat se merge, nu avem nicio treabă cu avocații, pentru că mulți englezi preferă să meargă la avocat, dar avocatul nu face decât un fel de traducere, nimic altceva. Deci ceea ce face un avocat aici pentru chestia asta o Face o faceți voi agenție la agenția imobiliară, imobiliară. corect. Ba chiar unii dintre noi suntem avocați, eu am colegi care sunt avocați. Și mergem, însoțim pe client la notariat. Pregătim cecurile, pregătim, pentru că se plătește cu cec bancar sau cu transfer. Eu sfătuiesc oamenii să-și deschidă un cont aici, să aibă bani în contul din Spania și din contul din Spania să-și facă
un cec și merge la notar cu cecul ăla pe numele vânzătorului. E mai sigur, e mai safe decât dacă ar face un transfer din România în China sau știu eu, depinde ce naționalitate are vânzătorul. Și după notariat, noi însoțim oamenii și facem toate tramitele. Schimbările de date. Adică facem absolut toate serviciile post-vânzare, care înseamnă să plătim taxele către fisc, să plătim la registru, adică intabulăm proprietatea. Asta durează cam o lună. Intabularea. Ok. Facem schimbările de apă, la întreținere, punem internet păi și așa mai departe. Nu luați comision de la om, adică doar... Depinde dacă a fost... Dacă îi faci toate serviciile astea, am înțeles că nu iei comision în momentul când cumpără, dar după aia dacă îi faci toate serviciile, să-ți transfere factura de la curent, de la apă, de la tot, pe numele lui... Depinde de client. Aha, Depinde de client. Luăm doar dacă a fost un comision foarte mic, am împărțit cu o altă agenție și atunci a fost comision atât de mic încât trebuie să ne întregim. Apropo de chestia asta, eu dacă îmi găsesc un apartament pe care voi nu-l aveți în portofoliu, pe Idealista, pot să mă ajuți să fac actele, având în vedere că agenția aia sunt străini și eu nu vorbesc limba și nu știu nici spaniolă, nu știu nimic, adică poți tu să iei legătura cu agenția și să spui, domnule, am eu un client și... Exact. Noi colaborăm cu toate agențiile, mai ales cele mari și vechi. Sunt multe apărute așa, care nu au birou, nu au nimic și cu alea evităm să colaborăm, pentru că foarte multe fac publicitate falsă. Adică nici nu există măcar proprietatea. Păi pun unii 150.000 în Los Cristianos și oamenii îmi trimit link-ul și spun, și uite. Nu există. Dar de ce fac chestia asta, Inga? Ca să-și umple portofoliul de proprietăți, ca să atragă clienți. Păi cum atrag clientul dacă eu sun la tine și nu ai apartamentul? Bine, clientul sună văzând această poză și acest apartament și zice că nu mai este disponibil pentru vânzare, dar uite, am altul și haideți să facem o vizită. Și atunci el captează clientul. Da, pentru a capta clientul. Asta e... Și îl plimbă prin oraș și rate diferite și practic după aia se trezește clientul că o să cumpere o altă proprietate. Am înțeles, e o practică, în marketing exact. Se numește momeală, știi? Pentru exact, că îl momești, spui discount 86 pe vitrină, exact. El intră acolo, dar am discount doar la scobitoarea asta, restul sunt la preț normal, dar el deja este magazin și înăuntru, știi? Cam așa e. Da, și practic nu este disponibilă această proprietate sau ea o vinde altă agenție, de fapt. Ce are alt preț? Mi-ai spus de NIE. NIE ăsta este, e nevoie să-l obții după ce ai luat apartament sau este facultativ dacă tu vrei să... Nu este facultativ, obligatoriu. Toți cetățenii, indiferent dacă sunt din Uniunea Europeană sau nu sunt din Uniunea Europeană, au nevoie de NIE pentru a cumpăra o proprietate aici. Pentru că sunt foarte mulți nemți care vin, de exemplu, spun, dar eu sunt european, de când bunica... Ce înseamnă NIE? Număr de înregistrare? Număr de înregistrare al străinului. Al străinului. În spaniol este numărul de identitate de stranger. Extranjero, hai că știu ceva, nu știu bine, dar știu. Știi. Deci deja vezi. Au nevoie de un număr de înregistrare, este o hârtie A4. Unii mi-au spus că alb și verde. Care e diferența între alb și verde? Verde este pentru cei care decid să locuiască aici mai mult de 6 luni pe an. Adică rezidență, cum ar veni. Rezidență. Și atenție, că foarte mulți devin rezidenți și apoi vor deveni rezidenți fiscali, ceea ce nu e interesant pentru toată lumea, pentru că sunt oameni care au foarte multe proprietăți în România sau în alte țări din Uniunea Europeană și apoi o să-i oblige statul spaniol să plătească niște taxe. Mai bine, dacă vor doar să investească aici, să-și facă NIE alb, care costă 9,84 €. Să zic că omul vrea rezidență fiscală. Am văzut că aici în Tenerife, față de continent, față de Spania, sunt alte taxe, că se consideră o zonă mai defavorizată. Da. Păi TVA-ul la noi este 7%, de exemplu. Față de cât în Spania? Față de 21% în Spania. Wow, deci e diferență foarte mare. Diferență mare. Și impozitul pe profit, pe venit, pe ce vrei pe profit este de 19%. Deci nu e o taxă foarte mare comparativ cu România sau ceva. Pe dividende cât e? Pe dividende eu plătesc 25%. Așa mult? Da. La noi e 8%. E și acum cred că au făcut 10, nu mai știu, sau 8%. Au fost 5 înainte, știi? E mai mult. Aici e mai mult. Dar știu că în Spania și în majoritatea țărilor europene, tu având firmă, probabil că știi mai bine, profitul reinvestit nu se consideră corect taxabil. Și atunci tu având firmă și decizi, bă, nu vreau să-mi iau dividende, mai cumpăr un apartament. Și banii nu plătesc impozit, nu? Cam așa. Așa este. Păi mai cumpărăm un laptop, un calculator, un telefon și totul se scade pe firmă. Totul se scade pe firmă. Da, absolut. Tot ce se cumpără pe firmă se scade.
Înainte eu aveam PFA și nu scădeam nici măcar benzina. Acum scade absolut totul. Spune-mi un pic, că sunt foarte mulți români care din diaspora. Eu, de exemplu, pe canalul de YouTube am aproape 150.000 de oameni, din care 40%, adică 60.000 de oameni locuiesc în afara țării. Mie mi-arată YouTube acolo, Germania, Spania, Anglia și așa mai departe. Foarte mulți dintre ei m-au întrebat, domnule, pot să iau un credit având în vedere că am salariu în valută, în euro, în dolari sau în lire sterline? Da, dacă cumpărătorul are un venit în valută, poate obține aici 50-60%, cu mici excepții se poate obține până la 70% credit. Adică el se dea avansul 30%. Și restul îi pune 30% plus cheltuielile, gândește că mai avem 10% da, cheltuielile. Da, bineînțeles, am discutat de cheltuieli. Da. Și cât de greu se obține? Durează cam 2-3 luni, dacă nu au alte datorii, dacă nu au, pentru că ei cer ultimele 6 payslip-uri, fluturași, contractul de muncă și dacă se vadă că e insolvabil. Da, și declarația anuală pe ultimii 2 ani. Declarația la fisc pe ultimii 2 ani. Și ei cer un credit report. Creditul ăsta report în România cred că nu există. Dar ce înseamnă? Că se vede dacă tu mai ai datorie în altă există țară sau în altă... Există? Da. Mie îmi spun că nu există. Da, există, se numește, nu mai știu cum, bancă de credite sau ceva, sau bază de date de credite. Și tu în momentul când mergi la bancă, el îți bagă numele acolo și se apară absolut tot istoricul tău bancar. Dacă asta este, un credit, istoricul dacă bancar. Plătit, dacă nu le-ai plătit, dacă... Deci toată istoria ta bancară, dacă ai întârziat cu creditele, cât timp ai întârziat, dacă ți s-a luat un bun, s-a executat ipoteca, cum ar veni, deci există și în România chestia asta. Cum să da, și atunci dacă mai ai o ipotecă, e clar că nu-ți mai dă 70%, poate nici 60%, poate nici 30%. La noi în România se dă cam din venitul tău anual, din venitul tău lunar să nu depășească cam maxim 30% suma pe care trebuie să o plătești și aici. Fiecare... Așa e, 33%. 30-33. Doar că diferența, cât e dobândă aici la bancă? Ultima ipotecă pe care eu am scos-o pentru un englez care locuiește în Olanda a fost 4,3%. Da, e bine față de România, unde e 7-8. Eu vorbesc de săptămâna trecută, nu vorbesc de acum o lună. Știu că înainte erau 2% aici, acum vreo 3-4 ani de zile, nu? Au apus vremurile alea, sorile. Când, acum vreo 3-4 ani, înainte de pandemie. Da. Înainte de pandemie au fost 2%, adică puteai să-ți iei... Dacă ai mai multe apartamente și ai venit un euro, că normal că venitul din apartament tu le chirezi aici în Tenerife, e în euro. Ai putea lua credit având în vedere să demonstrezi băncii că tu ai un venit aici în Tenerife dacă în ai euro. Un salariu, da, te ajută că ai și venit un euro, dar dacă ai numai venit un euro din proprietate, nu te ajută cu nimic. Da, pentru că el în bancă n-are garanție că tu poți să vinzi apartamentul ăla oricând. Da. Am înțeles. Dacă eu cumpăr acum un apartament cu 300.000 și peste 3 luni mă răzgândesc și îl vând cu 400, că îmi dă unul 400, ce impozit plătesc pe diferența de bani? Nu e pe diferența de bani, tu ca non-rezident o să plătești 3% pe toată suma. Îl vinzi, l-ai luat cu 3 și îl vinzi cu 4, tu plătești 3% pe 400.000, nu pe 100.000 diferența. Dacă ești rezident fiscal, atunci plătești 19% pe 100.000 care e diferența. Și dacă nu plătești 3%? N-ai cum să nu plătești pentru că... cei care cumpără, nu, cei care cumpără ți rețin banii ăștia pe loc. Notarul obligă să reținem acei 3% din preț. Și n-ai cum să... Nu, eu mă gândeam că s-ar putea să fi trebuit să plătesc impozitul ăla pe profite care mi-ai spus tu, adică cam profite 100.000 cele 3 luni de zile, știi? Adică de la 300 la 400 nu, plătești pe toată suma. Plătești pe toată suma. Și apoi ei verifică dacă mai ai de plătit încă ceva, te caută ei. Au bază de date fizică. Au bază de date, da. Dacă revenim la apartamentul nostru de 300.000, cel mai mic, cu cam cu cât poți să-l închiriezi pe termen scurt și cam câte luni pe an, după experiența ta, având în vedere că tu administrezi peste 30 de apartamente cumpărate de oameni și le administrezi pe termen scurt, cam câte luni pe an se poate închiria, adică media anuală de închiriere? Un apartament de 300.000, dacă este renovat, deci trebuie să fie în condiții bune. Ca și la hotel, nu un hotel de 5 stele, dar să fie ca 3 stele, 4 stele, 2-3 stele. Stele, okay. Da. Adică noi trebuie să punem lingerii de calitate, prosoape de calitate și mobila să fie cât de cât modernă și nouă. Să nu scârție. Da. Și se poate închiria, depinzând de zonă, între 80-100 de euro, fără nicio problemă. În zonele de care am vorbit noi. Aici, de exemplu, avem un apartament foarte frumos
și cu vedere frumoasă, se închiriază cu 150 de euro, 140 de euro. Suntem aproape de plajă aici, unde suntem noi. Noi suntem în sediul firmei Promo Casa aici la Lili și suntem foarte aproape, suntem în spatele bulevardului principal din Las Americas, adică cei care ați fost aici și știți zona... Asta la 4-5 minute de plajă din Camisol. De plajă pe jos. Deci 80-100 de euro ai zis, nu? Pe zi. Da. Și se poate închiria minim 10 luni pe an. Minim 10 luni pe an. Deci minim 10 luni pe an înseamnă că ar veni cam, să zic, 100 de euro pe zi, 3.000 pe așa, 36.000 de euro pe an aș obține pentru el. Anul trecut am avut ocupare de 98%. Wow! A fost unul dintre cei mai buni ani din ultimii 8 ani de când fac eu Airbnb. Pot să confirm că noi acum stăm acasă, că am cumpărat apartamentul, după cum știți, prin Lili și am venit cu Alex, fiul meu ăsta mai mic, pe care l-ați mai văzut prin vloguri. Am rugat-o pe Lili din septembrie să-mi dea unul din cele 30 de apartamente și mai avea unul singur din ele deja din septembrie pentru zona, pentru perioada de foarte mulți mă sună acum ca să mă întrebe dacă am pentru februarie. Nu am nimic liber. Deci e full tot. E full tot. În 30 de apartamente sunt toate închiriate. Absolut toate închiriate, dar ieșire, intrare, check-out, check-in în aceeași zi. Ce comision iei la cei care... Încă mai iau 15%. Colega mea m-a certat pentru că unde am mai lucrat ea la o altă agenție. Îi faci reclamă negativă. Luau 25 de procente. Mie mi se pare foarte mult să iei 25 de procente, că nu fac jumate-jumate cu obusări. Poate le dea și micul dejun. Cred că ăștia la ăștia, cum le zice... Chiar aici în Las America, spart Santiago, cred că ăștia iau 25%. Nu, ăștia iau 75% pentru că ei îți dau o sumă fixă. La Parque Santiago 3, pe lângă faptul că nu poți închiria în mod constant așa cum trebuie, pentru că nu poți să iei licența, deși unii au obținut-o, ei oferă, nu știu, 600, 700, până într-o 1000 de euro pe lună fix. Nu există, adică ei... Dacă vrei să colaborezi cu ei... Păi eu nu colaborez cu ei, că am câteva apartamente care... Unul care își cumpără Parc Santiago. Care își cumpără și vrea să... Are opțiunea de a colabora cu ei sau nu? Sau nu, corect. Deci poate să închirieze și prin tine dacă ei vrea Parc Santiago. Poate să închirieze și prin mine. Eu gestionez numai apartamente vândute de noi. Nu gestionez vândute de altea. Nu, pentru că deja avem prea multe. Dar asta e o afacere foarte bună, Lili. Este o afacere bună și obositoare în același timp, pentru că știi și tu, e foarte greu să împrezi oamenii. Eu făceam foarte multe turnee de poker în România până în pandemie și aveam crupieri de ăștia, dealer, care dădeau la mesele de poker cărțile câte 60-70 și atunci am colaborat cu un băiat care avea apartamente pe termen scurt, avea 400 de apartamente, 400, nu era niciuna lui, niciunul, toate le închiriase pe termen lung și cu acordul proprietarului le închiria pe termen scurt și făcea milioane. Avea o armată de femei de serviciu, o armată de băieți care dădeau cheile, luau cheile, dar nu era niciun apartament al lui, adică tot erau sub închiriate, cum ar veni de la... Sunt unii și făcea foarte mulți bani. Sunt unii români care fac asta, dar nu prea mai merge afacerea asta, pentru că omul, atunci când lasă un apartament, vrea să aibă totuși garanția că și mâine persoana aia o să mai fie în Tenerife, știi? Adică dacă e... La mine au venit foarte mult să le iau apartamentele în gestiune și le-am spus că nu pot. În primul rând pentru că nu era în zona mea de lucru. Eu nu o să pot să merg în San Miguel, în Santa Cruz, în Los Gigantes, pentru că e foarte multă pierdere de timp. Deci noi ne-am profilat pe zona asta, Los Cristianos până și la Duque. Și unde să te extinzi, să faci chestia asta, mai încălăgeți două, trei fete? Nu mai am 20 de ani, Sorin, nu. Eu vreau să predau ștafeta, tu nu vezi că îmi caut oameni mai tineri pe care să-i... Nu, dar eu ca și om de afaceri, adică o identific ca o afacere bună chestia este asta. Este foarte bună afacere. Pentru că eu aș fi foarte mulțumit dacă aș ști că mai cumpăr niște apartamente și nu te-aș cunoaște pe tine, ipotetic vorbind, și... Da. Mi-ar oferi serviciile o firmă serioasă, cu un background în spate, cu niște oameni serioși. Eu n-am niciun handicap dacă plătesc 20%, nu 15%, dar știu că îmi primesc banii la timp, știu că apartamentul este safe, știu că ea mai vine acolo și mai controlează să fii spartă ea sau să fii pătat sau ceva. Adică e chiar un headache să cumperi un apartament și să nu cunoști o agenție de asta care să-l administreze pe termen scurt, știi? Sunt foarte puține agenții care fac lucrul ăsta pentru că este foarte mult de lucru. Și foarte mult de lucru. Deci probabil pare simplu. Unde a lucrat din gata aia lua 25%, că era mult de lucru și plăteau oamenii. Firma la care a lucrat nu avea mai mulți oameni ca mine. Făceau chestia asta, te spuneau, administrau doar apartamente? Sau era aceeași profil de agenție imobiliară ca lui Lili? Același
majoritatea agențiilor imobiliare au același profil, se ocupă și cu vânzarea, cumpărare și... Nu este o agenție care doar administrează apartamente și iau în comisiuni. Nu, majoritatea lucrează aici în Tenerife, cred că majoritatea puțin, și una mai, și mai puține fac gestiune decât vând. Majoritatea vând, pentru că ei vând la notar, a dat mâna cu oamenii, cumpărătorii și-au luat comisiunea și-au plecat și nu mai vor să știe despre... Am văzut niște apartamente, eu urmăresc tot timpul Idealista, aproape fiecare zi mă uit pe Idealista, au niște apartamente superbe, aproape de El Duque, într-un complex alb și la parter au și piscine. 1.000.000 și ceva de euro un apartament de ăla, adică mi s-a părut prețul foarte bun că era 180 de metri, dar mi-a spus după aia cineva că de fapt alea nu le cumperi să stai cu 12 luni pan, ți le dă doar nu știu cât, o lună pan sau două. Corect. Sau... Da, da. Cum e chestia asta? Un belgian a construit și te obligă să le lași apartamentele tot lor în gestiune și îți dau o sumă fixă, exact ce am spus mai devreme. Păi da, dar eu nu o să vin eu în apartamentul meu, cum vreau eu. Dar tu știi condițiile de la început, dacă îți convine așa bine, dacă mi se pare o prostie, adică eu ca proprietar să mă las să vin într-un apartamentul meu. E mare prostie, într-adevăr, și nici eu probabil că de aia sunt așa multe de vânzare, că oamenii zic ca și mine, bă, e mare prostie, până la urmă văzând că nu le vinde, așa cum vrea el, probabil că o să renunțe și o să le vândă să stai cât vrei acolo, mă gândesc, nu? De ce dai de capitol? Păi nu, fiindcă noi trebuie să atenționăm lumea că sunt multe complexe din astea și prețul proprietăților este mai mic tocmai din cauza asta. Da, acolo nu e mic, acolo e chiar mare. Nu, dar este și aici, chiar Oasis Suite Boutique, nu? Care le avem? E un apartament frumos și... Oasis Boutique. Oasis Boutique? Da, se numește... E tot ceva regim hotelier, nu după nume. Proprietarii au voie să locuiască acolo doar 2 luni pe an. Atât. Și restul trebuie să le lase lor. Și cât le dau? Păi le dau 700-800 de euro pe lună. Dar plătesc ei și întreținere și apă și curent. Păi da, eu sunt proprietarul. Dacă vreau să stau 6 luni, adică casa mea, mi se pare mare prostie asta. Adică n-aș accepta niciodată așa ceva. Da. Zona cea mai bună pentru investiție ar fi în sud, nu? Pentru că aici sezonul e mai 12 luni pe an, cum ar veni. Nord e puțin mai frig, e mai frig iarna, nu? Da, sezonul e cel mai bun aici, mai ales din noiembrie până prin martie, când crapă pietrele în România sau în alte țări. În nord, cred că Puerto de la Cruz este o zonă frumoasă, seamănă cu Los Cristianos. Dar noi nu ne ocupăm de partea de nord pentru că n-am avea timp. Știi, am face o oră și ceva cu mașina numai până... Deci e bine cine vrea să investească în nord să meargă la o agenție din nord. Eu așa sfătuiesc oamenii. M-a întrebat zile trecute în urma filmulețului pe TikTok de ce e așa ieftină o zonă aici, Fraile. Fraile. Domnule, dar ce e așa diferență mare de preț? Știi că am spus vlogul celălalt, am spus. Nu mai zic bine. E un fel de ferentare. Da. Aha. Păi tot cu fân, nu? E tot cu fân. Și e o zonă mai periculoasă, cum ar veni, nu? E mai periculoasă. Sunt negri, marocani. Tot felul. Sunt traficanți de droguri și e periculoasă. E periculos de locuit pentru familii cu copii. Totuși e o situație care ți-o creezi tot. Apropo de ce ai spus, Inga, pentru familii cu copii și de locuit aici, cam la ce sumă s-ar ridica dacă cineva s-ar muta aici și n-ar avea nevoie de un apartament să-l închirieze? Ar avea nevoie pentru el? Mai pe deal sus, acolo cam de la ce sumă ar începe un apartament modest, rezonabil, dar într-un bloc ok, de bun simț și fără fraile ăla sau fără pericol sau ceva. Cam de la ce sumă ar putea să închirieze lunar? Două camere, adică un living și un dormitor. Da, păi clar că asta va fi deja mai sus de autopistă, tot mai sus acolo. Da, mai sus de autopistă, și da. Și eu cred că se poate găsi un apartament decent cu 2 dormitoare, cred că de la 180.000, nu? 200.000 și de cumpărat. Sus. Da, și dacă omul are bani și vrea, închirieze, vrea să muncească aici și vor să vină la muncă și vor să închirieze, cam de la ce sumă ar putea să închirieze? Păi tot acest lucru depinde de zonă. Deci cu cât e mai aproape... O zonă ieftină, adică omul caută la început până... Normal, când începi aici să muncești, primești un salariu minim de probabil 1000 de euro sau ceva și nu-ți permiți să zică soț, soție, împreună fac 2000 de euro. Adică nu poți să-și permiți să-ți ia pe chirie nu știu câte mii de euro. Și atunci trebuie să găsească un apartament ieftin ca să poată să înceapă de undeva să... Eu cred că acum, în această perioadă, nu există chirii ieftine, dat fiind faptul că este 650, da. Da, 650 la noi, dar cred că numai noi avem prețurile astea și... Deci voi aveți cu 650. Că... Deci uitați, da, Ilia are cu 650. Să știți că e foarte complicat să-ți găsești o chirie pe lungă durată acum, în perioada aceasta.
Ce înseamnă 650 inca? Ce oferi la banii ăștia la 650? La 650 se închiriază cu un dormitor. Cu un dormitor? Del silencio, del silencio, da. Și a fost voi în vizită. Am fost, da. Am și filmat, am pus pe blog ăsta de silencio. Și aici plătești încă curent electric și apă. Deci cât consumi? Cât costă întreținerea aici? Că am văzut că, de exemplu, la mine la bloc, fiind pe plajă și fiind cu piscină încălzită și cu toate costurile, m-am uitat un pic pe facturi, cam 100-120 de euro pe lună, cam așa ar veni. Mie mi se pare un preț foarte bun, având în vedere ce facilități mi se oferă comparativ cu blocurile rezidențiale din România, din București, din Mamaia Nord și așa mai departe, unde și iarna plătesc oamenii și 10 milioane, adică 200 de euro pe lună. La asta, la 650 de euro chirie, cam cât e? Întreținerea o plătește proprietarul, adică și acolo este în banii ăștia intră și întreținerea. În banii ăștia intră și întreținerea. E foarte important. Chiriașul plătește doar lumina și apa, atât, da, cât consumă. Curentul aici e, nu știu, la preț față de România e mai ieftin, mai scump, mai... Eu nu știu cât e în România. Dar nici eu nu știu, apar n-am. Eu cred că este mai ieftin. Eu am impresia că este mai ieftin și... pare, adică, potrivit, nu știu. Am văzut o grămadă 60, de... 50, 60 de mii de... Asta e eoliene. Principala sursă de curent aici în Tenerife sunt eoliene. Acum, că... da. Acum, în ultimii ani, cred că asta e principala sursă. Că n-am văzut, nu cred că au cabluri care să vină pe sumare, în Spania sau ceva, adică ei produc energie aici și neavând cărbune sau din ceva... Din păcate, nu prea sunt plăci solare. Tare bine ar fi fost să... Din ce cauză nu sunt? Sunt foarte scumpe. Statul nu ne sponsorizează cu nimic, nici eu n-am acasă, stau la casă. Au făcut calcul în România că dacă spui plăți solare la o gospodărie, cam în 3-4 ani de zile ți-ai amortizat, adică practic toată investiția, având în vedere cât plătești curent, nu mai plătești curent toată viața. Și dai un ban la început, dar după aia mă mir că aici n-au dat fonduri europene pe de-astea. La noi s-au dat foarte multe fonduri europene și acum mai sunt niște programe în care în gospodărie statul subvenționează cu o sumă de bani să spui panouri de-astea solare pe casă. Aici nu ne subvenționează nimeni ca atare. Revin un pic, că am rămas așa un pic confuz. Mi-ai spus că un credit se acordă cam 3-4 luni după ce ai făcut cerere la bancă. Dar banca îți dă credit dacă tu încă nu ți-ai găsit un apartament sau proprietarul te așteaptă 3-4 luni după ce ai dat avans? Sau... Ideal este că atunci când tu vii în Tenerife și vrei să-ți iei credit, să mergi la o bancă și să afli cu veniturile tale cam cât te-ai putea împrumuta. Pentru că, depinzând de salarii, tu poți să obții 100 sau 1 milion dacă ai. Și atunci mergi la bancă, îți faci o simulare și spune, uite, cu veniturile tale, eu aș putea să-ți dau cam suma respectivă. Și atunci tu mergi și cauți proprietatea, îți spui, uite, eu am aproape aprobat creditul, mi s-a promis la Santander că pot să iau 200 de mii, mai am eu 100 și atunci căutăm ceva de 300 de mii. Bun, dar proprietarul va fi dispus să aștepte 3 luni de zile? Păi, dar el a început să vorbească cu banca înainte să-și găsească proprietatea. Aha, ok. Știi? Și atunci nu mai durează 3 luni. Și atunci nu mai durează 3 luni. După ce și-a găsit proprietatea, e cam de... Nu? Cam cât? O săptămână, nu prea. O săptămână poate la noi, rezidenții și unde mai avem relații. În general, nu avem relații la bănci. Adică poți să-l ajuți pe om să ia puțin mai repede decât... Cum să nu. E foarte important de precizat, pentru că eu vin de 16 ani aici, în Tenerife, din 2008, mi se pare, sau din 2007, nu mai știu. De mult an m-a bătut gândul și aveam bani să cumpăr, dar din cauza că nu știu limba și nu știam formalitățile, mi-a fost frică. În momentul când te-am cunoscut pe tine, în 2 săptămâni am luat și apartamentul și cheile și notarul, și... dar cu mulți ani înainte aveam de gând să cumpăr. Dar, ți-am zis, e foarte important să ai pe cineva care poate să te ajute la notariat, la bancă, la aia, la... să-ți transfere facturile, pentru că s-o uită așa de nebuni, nu știi spaniolă, așa nu prea știu engleză pe la administrația astea publice, că în general am văzut că localnicii știu engleză, pentru că lucrând în turism sunt foarte mulți... Tocmai asta e și forma noastră de lucru. Foarte mulți români vin la noi pentru că știu că noi ne ocupăm de la A la Z. De absolut tot. De absolut tot. De găsești și de muncă? Unii mă întreabă și de muncă. E și pe mine, de-aia te-am întrebat. Sunt foarte mulți oameni. Le-am mai găsit, dar vezi tu că unii au impresia că dacă pleacă din România, vin aici și într-un an se îmbogățesc și scap. Și ei cred că aici e ca și atunci când vin în vacanță. La fel de mult să muncești. Trebuie să muncești minim 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Salariile sunt între 1200 și 2000 de euro, aproximativ.
Un specialist cu facultate într-o poziție de management aici, într-o companie, cam cât ar putea să ajungă? De 2000. Chiar dacă are experiență și chiar dacă e manager de hotel și asta? Bine, un manager de hotel sigur e 3-4000. Aia am zis și eu, că Ca și un 3-4.000, șef că... bucătar, ca și un șef Ca și un șef bucătar. bucătar, 3-4.000. Nu că Da, au sărit pe mine oamenii când le-am spus că pot să ajung și la 3-4.000 dacă ai o bineînțeles. specializare și experiență. Da, Domnul, dar nu există pe românul, Tenerife, nu se poate măi așa ceva. Sorine, dar românul vrea să fie pus manager în a doua zi după ce a venit aici. Aici e problema. Trebuie să știi limba spaniolă pentru a avea acest salariu. Dar nu numai limba spaniolă, Inga, tu trebuie să lucrești, să demonstrezi că ești capabil. Exact. Nu vii tu din România acum și a doua zi tu vrei să te pună cineva manager. N-ai cum, n-ai cum. Deci, unii când aud salariile, ia de exemplu, are un salariu fix, că eu ofer și salariu și comision. Iar un salariu între 1300-1400. Asta e salariul ei. E norocoase pentru că în majoritatea agențiilor imobiliare din Europa sau din România nu se oferă salarii deloc, se oferă Da, doar chiar comision ca aseară să-l m-a întrebat. motiveze, să stimuleze pom să vândă, știi? Chiar aseară m-a întrebat cineva dacă mai am nevoie și că ar veni și credea că ofer numai comision. Sunt multe agenții care lucrează doar pe comision și obligă pe colegi, ca să nu zic angajați, pentru că ei nu mai sunt angajați, să-și facă self-employed, să-și facă autonom, la PFA-ul. Da, PFA-ul. Păi eu nu mai văd sensul. Dacă ai PFA, poți să lucrezi singur, nu mai trebuie să vii la mine la agenție să lucrezi ca PFA. Nu Bine, e chiar poate să așa, pentru că folosești tu numele, probabil, ai un da. site, ai o experiență, ai un portofoliu de clienți care contează foarte mult, că e singur, tu nu vrei să dau un apartament, după stradă opresc oameni, nu vrei să dau un apartament, nu vrei să-ți caut un apartament, adică nu poți așa. Obligatoriu ai nevoie de... Agențiile mari, gen Remax și Sencery și toate astea care sunt foarte mari, eu le spun testigo de Iehova, adică un fel de martorii lui Iehova, pentru că sunt din aia de să pun pe capul tău de nu te lasă până când nu îi dai proprietatea la vânzare. Noi nu suntem insistenți, noi nu obligăm pe nimeni. Cine vrea vine la noi, cine nu, nu. Avem câteva proprietăți în exclusivitate, dar pentru că oamenii ne cunosc de ani de zile și au venit, ne-au lăsat-o. Vreau să spun că la ei, la martorii lui Iehova ăștia, toți sunt autonomi. Nu-i niciunul angajat, corect? Da. Spun bine? Da. Și fac, le dau 40% sau nu știu cât le dau, până în 40. 50, 40. 30. Și fac absolut totul, ei duc proprietatea ei. E ca la Uber sau ca la ăștia care fac la Glovo, știi? Ăia dețin doar site-ul și numele și tot Da. și tu ești partener cu ei, adică cu livrator sau așa. Cum să ăștia umblă cu rucsaci în spate, nu se angajează la Glovo sau Da, undeva. da. E un nene care aduce 10 indieni de ăștia, face contract cu Glovo și ia comision. Glovo ia comision când dacă tu ai restaurant, 30%. Da, eu ca restaurant, ca fiind nou, nu mă știe nimeni. Și-ți Toată lumea convine. intră la ei și îmi convine 3, 4, 5, 6 luni până mă promovez să fac contract cu ei chiar pe 30%, pentru că e foarte important marketingul. Eu nu mi-am propus să fiu o agenție mare, măreață. Cred că tu mă împingi așa un pic către mărirea asta, dar Da. eu totdeauna mi-am dorit să fiu o agenție mică, familiară, să am clienții mei acolo o mână de oameni Da, buni. eu văd lucrurile ca un om de afaceri, zic, bă, dacă femeia asta a muncit atâția ani de zile și acum are o imagine, are un nume și are atâția clienți, păcat să nu profite, că de fapt asta este, cum să zic, rezultatul muncii tale. Și atunci, ca și Glovo și Uber, eu nu mai trebuie să fac nimic, o iau pe Inca, mai iau două fete frumos, am agenția, am site-ul, am clienții toți și le pun la treabă și mi-au și niște bani fără să mai implic tătina să până seara. Cam așa văd eu lucrurile, știi? Nu e așa, Nu, nu? nu e Dar așa. cum e? Păi ele se implică trup și suflet și nu poate fi, fiindcă am muncit foarte mult pentru puiul ei Da, și trebuie atunci să și e odihnească ca un pic, să relaxeze, nu? trebuie, sunt de acord, trebuie, dar dat fiind faptul că vrea să ajute toată lumea, ea este tot timpul la datorie și zi și noapte și sâmbătă și duminică și... Da, eu nu prea am zi liberă. Eu de-aia m-am și atașat așa, și noi ca familie ne-am atașat de lini, pentru că e foarte sufletistă și Exact, pune da. mult suflet și iubește ceea ce face. Și Da. atunci e un om bun, oamenii buni fac chestia asta. Unii fac doar pentru bani așa și vorbește sictiriș din vârful limbii și a doua nu mai vorbesc la telefon cu oameni de genul ăsta. Cum scap de clienții ăștia nevorbiți? Că sunt foarte mulți care se plictisesc acasă și îl vede pe Constantinescu pe vlog, ce frumos prezintă el Tenerife și zice, Doamnă, dar cum e temperatura? Cam câte grade are apa acum în Tenerife? Dar nisipul are scoici și dacă mă înțep la tălpi, cum ai răbdare cu ei? Păi, nu prea mai ascult așa, când văd că vorbesc cu Aiurel, le spun, când veniți în Tenerife, discutăm aici. Vă așteptăm la o
oficiul nostru, la biroul nostru și la revedere, pentru că unii într-adevăr m-au sunat doar ca să mă țină de vorbă. Păi asta spun. Și mănâncă toată energia și prin telefon. Câți bani au ei, câte milioane au, dar am putea să luăm un credit, doamnă, pe 200 de mii. M-a sunat unul care părea foarte serios, a spus, doamnă, pregătiți-mi 4-5 proiecte, eu nu vin decât 3-4 zile. Am pregătit, am muncit o săptămână ca să fac toate alea și n-am mai răspuns la telefon după aceea. Și părea un serios. Păi nu știu, dar nu pot să... De acum am decis așa, fiecare persoană care vrea să cumpere cu noi, prin noi, trebuie să vină să ne cunoaștem la birou. Nu așa prin telefon, hai să-ți pregătim noi nu știu câte proprietăți. Nu, vine la birou, noi ne vedem față în față. Eu cam simt așa, normal, dacă sunt cumpărători sau nu. De atâția ani de zile cunoști la oameni. Inga săraca mereu spune, ăsta o să cumpere, ăsta o să cumpere. Că, mă, nu o să cumpere, mă, fetiță, mă, că vine să se laude. Și în general cei care încep și vin și spun, eu am nu știu câte milioane, eu am nu știu ce... Ăla nici n-are milioanele și nici nu o să cumpere cu noi vreodată. Iar eu, ca spus voi, sunt sufletistă, dar sunt și prea directă și la multe persoane nu plac. Adică, de ce? Păi știi, când îi spui omului verde în față... Îl deranjează. Păi știi că adevărul doare, nu? Nu mai ești la experiența și la vârsta care să stai să-l vrăjești pe unul, să-l... Dar eu nu vrăjesc, eu vorbesc mult, dar eu nu vrăjesc, eu nu încep să vorbesc foarte mult. O proprietate se vinde singură, dacă tu ai o proprietate bună, nici trebuie să deschizi gura. Tu ai mers, ai deschis ușa și omul simte. Normal. Ca și, înțelegi, simți când intri într-un loc, eu simt, merg, îmi spune, Lili, vino că uite, vreau să-ți dau 3 apartamente în vânzare. Am mers cu o doamnă, cred că ai cunoscut-o și tu. Da. Am mers acolo și am intrat. Când am intrat în primul apartament, nu am simțit că pot să-l vând. Nu mi-a plăcut atât de mult, nu știu ce nu mi-a plăcut, nu știu ce nu mi-a plăcut. În al doilea, când am intrat, din prima am spus, păsta ți-l vând primul. Mi-a dat 3 și am spus, uite, păsta ți-l vând. Și așa o să fie, o să vezi că... Simt asta. Eu... Vreau să vorbim un pic, oamenii sunt foarte speriați în primul rând de vulcan, dar ăștia speriați și de bombe, genul ăia cu dropul de sare. E ca și alu povestea folclorică românească cu dropul de sare care cade pe copil, așa și ăștia. Dacă este vulcan, o să-i bă, varde stă pe radida și puteți în sus pe munte, ce să vă fac? Adică nu... Dacă vine tsunami, alte întrebări, dacă vine tsunami, dacă... Deci ăștia oricum nu sunt potențial. Sunt crezi, specialiști. Dar da. Foarte multe întrebări s-au speriat că au zis că în Spania vine cineva, dacă nu ești acolo, îți sparge ușa, ocupă apartamentul și nu mai iese de acolo decât cu justiția și cu asta. Și vreau să înțeleagă oamenii cam cât e de riscant într-o zonă cum unde stau eu sau într-o zonă bună, nu la Fraile acolo sau undeva. E vreun risc? Există vreun risc pe chestia asta? Riscul este minim. Eu nu văd niciun risc. Ai pățit din câți clienți ai tu, că ai 30 ceva de apartamente pe termen scurt și vreo 30 ceva pe termen lung? Nu am pățit niciodată și gândiți-vă că în perioada pandemiei au rămas multe apartamente goale. Nu s-a întâmplat absolut la niciun client, nimic. Dar am auzit că s-ar fi întâmplat situații. Acum depinde și cu cine lucrezi, cu cine te împrietenești. Dacă tu lași la unul după stradă apartamentul să-ți aibă grijă de el, ăla trece la altul, altul, asta cu subînchirierile astea și ce spui tu. O să spună, păi las că își dau cheile unul de la altul și atunci... Dar așa nu se vine unul cu bor mașina la bloc să spargă iala și să... Nu există. Asta se întâmplă de obicei la proprietățile de bănci care stau luni de zile, poate ani, la vânzare și fac și o greșeală. Băncile, de exemplu, dau adresa exactă, spun numărul de apartament, etajul, pozele exacte. Adică nu-ți spune, îți deschid ușa, intră și stai aici. Și cum aici nu există proprietăți sociale, nu există locuințe sociale, mulți nu au încotro și se bagă în astea de bănci, care sunt abandonate, n-au apă, n-au lumină, stau în niște condiții precare. Dar nu se întâmplă la proprietăți de celor pe care administrez eu. E genul ăla, o zi că vine unul cu bor mașina sau cu barosul, sparge ușa, intră acolo, nu există așa ceva. Nu există. Deci doar dacă subînchiriezi, care subînchiriază și nu mai vor să plece la un moment dat și nici nu mai au bani să mai plătească chiria. Asta e... Eu am auzit, nu-i cunosc, dar am auzit de români care au făcut lucrul ăsta. Foarte mulți români care spun că sunt proprietățile lor, dar de fapt sunt proprietăți ocupate. Da. Dar eu ca și chiria și-aș cere acte. Dom'le, arată că e proprietatea, da, nu? Adică în momentul când ăla și le proiectă... Păi cererea atât de mare acum pentru chirii, e atât de mare cererea. Că nu mai interesează. Nu mai interesează. Oamenii trimit și banii prin cont fără să gândească. Dar
Eu nu știu, sfătuiesc pe toată lumea să vină aici, să vadă la fața locului, la fața locului și să se întâlnească cu persoana și să vadă persoana aia dacă are un loc anume, unde îl găsesc. Eu nu mă deschis niciun cont online la bancă. Eu vreau să fie banca, să aibă un birou și să mă duc acolo să vorbesc cu o persoană fizic, pentru că altfel îți dau. Nu, dar au existat situații în care au plătit depozitul și au vorbit cu agentul, au luat legătura, au luat cheia și când au venit să intre în proprietate, cheia nu se vorbea și nu puteau discuta și agentul nu mai răspundea la telefon. Banii pierduți. Cu asta sunt mulți care fac afacere pe treaba asta. Da. Așa este. Bine, ți-e pare să peste tot. Trebuie să fii tot timpul prevăzător și să ai grijă. Da. Ce subiecte credeți că n-am atins sau ce întrebări vi se mai pot pe care nu le-am atins? Prețul unui metru pătrat. Toată lumea ne întreabă cât costă un metru pătrat în Tenerife. Cei care n-au locuit, cei care n-au venit în vizită nici măcar, ne sună și ne spune, dar cât e un metru pătrat, doamnă, acolo? Aici nu se vinde pe metru pătrat. Da, eu am 40 de metri aici. Scuze, metru pătrat, că nu înțeleg întrebarea. Adică, nu... adică toată lumea ne întreabă cât costă metru pătrat. Și le spun, oameni buni, 40 de metri pătrați într-o zonă bună costă mai mult decât 140 de metri la 10 km de aici. Deci nu există cât e metru pătrat. Pot să le spun cât e metru pătrat de construcție. Ajunge la 1200-1300 de euro un metru pătrat de construit. Ca să construiești. Ca să construiești de la zero. Asta pot să o spun. Păi Lucian cu care a făcut vlogul a investit cu tot cu proiect, cu arhitect, cu teren, cu tot la cheie, da. Cam 900.000 de euro, că a făcut vlogul cu dânsul și acum mi-a spus că i s-a oferit 2 milioane jumate după 2 ani de zile, adică... Da, pentru că prețurile au crescut foarte mult. Dacă ar vrea cineva, aveți și terenuri în portofoliu sau ar fi o oportunitate de a cumpăra un teren și de a construi, că am văzut că sunt foarte multe firme de construcții serioase. Am făcut un vlog, am fost cu domnul Lucian, m-a invitat să vizionăm niște vile în zona aia... Roca Bela, zic bine? Beia, da. Roca Beia și la Golf Adehe. Am văzut o bilă de vreo 4 milioane și ceva, care chiar făcea. Eu m-am zis, bă, dar cine știe să depun oficier în banii ăștia, că zic, n-are cum să facă. Dar înăuntru era, nu m-a lăsat să filmez, ca că are un arhitect ăsta de bun, care nu vrea să fie copiat. Și era o doamnă din Lituania și am filmat mai mult pe afară, dar mai trecut așa cu telefonul, dar ceva fantastic, adică îți plăcea, adică când intrai acolo nu mai vrei să pleci, zici gata, mă trătesc pe... Unic, da. Știi, da. Foarte mișto, cu niște ruperi de tot felul de chestii foarte interesante. Și am mai văzut două vile, una de 1.350.000 de euro, praf făcut, adică deja nici nu locuise nimeni ea și se scorojau deja pereții. Jos se vedea că e umezeală sau ceva, știi, adică nici vorbă nu puteai să dai pe banii ăștia. Am văzut cu prietenul meu Ștefan, știi, care e foarte critic și a început să înceapă să își bagă speech-ul. Și am văzut vis-a-vis un complex de vile tot așa care acum e gata, cu 1.500.000 și mi s-a părut raportul preț-calitate ok, știi? Pentru că avea 150 de metri locuit, avea piscină proprie, avea vedere spre mare, avea verdeață în față, adică mi s-a părut un preț ok. Și am văzut toată zona aia de acolo cât vezi cu ochii, macarale, picamări, adică se construiește foarte, foarte mult, înseamnă că e cererea foarte mare, nu? Cererea e foarte mare, dar vezi tu că vilele astea de 1.500.000 până la 4 milioane nu se vând toată ziua. Eu cel puțin am vândut puține vile de peste 1.000.000. Cel mai mult se caută apartamentele de la 300 la 500, cam așa. Ăștia care cumpără vilele astea, Lili, le cumpără doar pentru ei sau și astea se închiriază? Și astea se închiriază. Dar domnul Lucian spunea că ar putea închiria oricând vila dânsului cam cu 1.000-1.000 ceva pe zi. Cam așa a zis că e prețul acolo. Posibil, doar că acolo nu vor fi închirierile așa cum sunt la apartamente, adică unul iese și altul intră, probabil că au spații mai mari, libere. Dar în perioadele de vârf, din noiembrie până în martie, sunt sigură că o închiriază tot timpul. Sau vara, iulie, august, dar mai, septembrie, mai, iunie, septembrie, asta sigur. Nu. Acum vreo 3 ani asta cu Diana și cu prietenii ăștia noștri, cu Ștefan și cu Horea și cu tot, au o vilă chiar unde e mall-ul ăla de la El Duque. Mai mult de vile acolo, foarte mulți ruși proprietari. Habitat El Duque. Așa. Nu erau niște condiții, adică nu mi s-a părut înăuntru super lux și am plătit peste 1.000 de euro pe zi, adică nu mai știu, 1.200, 1.400, 1.500 am plătit pe zi. N-aveam garaj și trebuia să parchez mașina nu știu unde, că unele au garaj, alții n-au garaj. Alții n-au, da. Și foarte prost împărțit, adică... Așa mi s-a părut un 3 stele, pentru 1.000 de euro pe zi, nu, raportul preț-calitate nu era ok și majoritatea erau închiriate, adică probabil și depinde poziția, că vind acolo El Duque în buza plăjii, se închiriază mai ușor decât în altă parte.
Noi nu prea avem clienți de peste 1 milion, sunt sinceră cu tine, nu. Toată lumea pare, bine, vin unii și ne spun, am 150 de mii, ce pot să-mi vinzi pentru asta? Ea a avut un caz foarte nostim, Nu așa. povestește-ne, că auzim și cazul de astea. Păi, Nu trebuie să dai nume sau ceva, nu, doar ne nu, spui. clar că nu. Da, sunt clienți care întreabă ce aș putea cumpăra eu, dacă aș putea cumpăra cu 120 sau 150 de mii, cu 3 dormitoare și să-i străpească oceanul, geamurile. Dar Înțeleg. poți să iei o găleată de la ocean și dai la 1 5 euro și stropește geamurile cu... Posibil, da, dar trebuie să înțeleagă. Și sunt foarte mulți care, eu înțeleg că ei dispun de acest buget și da, pentru ei sunt bani pe care Dar pot să i-au cumpere ceva adunat și cu i-au cumpărat 150 de și mii, bani Inga, nu pot să cumpere ceva cu 150 de mii, dar nu să-i stropească oceanul valurile. Exact, și nu cu trei dormitoare sau poate cu trei dormitoare încolo, spre tei de în sus în... În Vila Flor. În Vila Flor, da, în sătucile la munte. Aia, da, acolo E foarte frumos, dacă nu vrei neapărat la mare, sunt oameni care vin în Tenerife pentru climă și pentru liniște. Exact. Cum vorbeam și cu Diana, când a fost acum în Costa del Silențiu. Că nu sunt plaje acolo. Erau oameni în vârstă, pensionari, care se bucură de viață cât mai au și de climă și de tot și sunt foarte mulțumiți că nu vor să meargă la plajă stea la soare 8 ore pe zi sau ceva. Depinde de gustul omului, dar într-adevăr, cu 150 de mii poți să cumperi un apartament pe plajă să-ți bată valul în geam. Chiar și în Costa del Silențiu e foarte important faima pe care o are clădirea respectivă, pentru că sunt clădiri aproape abandonate, clădiri degradate, unde ai putea să cumperi cu 120-150 de mii în Costa del Silențiu și sunt clădiri unde costă 400-500 de mii de euro un apartament bun. În aceeași zonă, nu? În aceeași zonă, la 300 de metri unul de altul. Wow, ce diferență foarte mare! Foarte mare! Dar trebuie să explicăm și situația complexelor care trebuie să plătească acea dramă care, de care nu se vorbește și de-aia prețurile apartamentelor sunt foarte mici. Exact, sunt clădiri care stau să pice. Da. Și au nevoie de restructurare, de renovare, nu? De... Așa. Și atunci toți au nevoie sau sunt care... obligați de către municipalitate să facă renovare? Ba, sunt complexuri unde municipalitatea te obligă să... Să faci renovare. Și se face, derama înseamnă o plată extra pe care trebuie să o pună fiecare proprietar. Se întâmplă de obicei unde nu există contoar separat pentru fiecare apartament la apă sau la lumină și atunci fiecare locatar trebuie să pună 1.000-2.000 de euro și nu-i are omul să-i pună așa deodată, dar spune, doamne, în timp de 2 ani facem și în loc să plătim 100 de euro întreținerea pe lună, o să plătim 200. 100 înseamnă cât e întreținerea normală și cealaltă 100 e ca să strângem suma asta și să reparăm, să vopsim, să... Fond de rument se numește în România, fond de rument. Da. E, și sunt foarte multe clădiri unde locatarii sunt datori la comunitate. Acolo prețurile sunt mai mici, pentru că foarte multă lume ne-a întrebat, dar de ce acolo? Că toată lumea cumpără acolo, nu știu dacă, cred că pot să dau. Este un complex, de exemplu, Ocean View. Foarte mulți români are o vedere superbă, dar este foarte degradat. Nu există nicio piscină, nu există nimic. Și foarte multă lume îmi spune, dar unde tu de ce Ocean nu? View ăsta? Undeva sus în San Eugenio. San Eugenio, San Eugenio. Și atunci oamenii ne trimit și spun, măi, n-ai ce să oferi acolo, pentru că dacă n-are piscină, n-are servicii aproape, omul de 75 de ani nu mai vrea să urce dealul ăla 2 ore. Și atunci spune, a, bine, dar tu vrei numai acolo la... Eu zona asta o gestionez. Dacă dumneavoastră vreți să cumpărați acolo, eu vă vând, dar nu vi-l gestionez. Și atunci se mai gândește lumea, știi? Ei, și acolo se va face probabil o chetă din asta, unde să strângă o sumă și să renoveze. Da. Ca să renoveze. Da. Și în general, în construcțiile astea care sunt un pic urâte, acolo apar și ocupa și... Înțelegi? Că m-ai întrebat tu despre ocupanții ăștia. Nu sunt securizate, n-au camere, n-au... Am văzut că de obicei sunt foarte bine organizați, au comitet de locatari, au administratorul blocului, cam toate. Și unde suntem noi acolo... Președinte, e... Da. E un băiat foarte harnic și de treabă și toată ziua e pe acolo, e român și ne înțelegem foarte bine. Cred că am avut mare noroc că am avut cu el. Că păi acolo. L-am prezentat din prima. Da, e un băiat foarte serios și foarte muncitor. Toată ziua îl vezi că tunde gazonul, curăță piscina, aia, adică e impecabil tot, n-ai ce să reproșezi, știi? Păi de asta e de atâția ani acolo, că altfel aici nu discută, nu ți-ai făcut treaba, a
afară. Nu contează că ești fratele lui nu știu care, fiul lui Constantinescu, nu contează. Deja de atâția am venit aici, deja cred că știu vreo 10, 12, 15 români care au restaurante, cafenele și mai departe. Tot se plâng că nu găsesc oameni să muncească și în același timp îmi scriu oamenii din România, zice, domnule, aș vrea să muncesc în România, dar nu găsesc serviciu. Adică undeva se rupe legătura asta. N-am vrut să fie vreo agenție de asta care să intermedieze, să facă intermediarea între patron și viitorii angajați. Ba da, ba da, ba da, da, există? Sunt firmele de recrutare. M-au întrebat oamenii și nu sunt să, firmele să de recrutare. Recrutare, da. Așa. În Los Cristianos sunt foarte multe firme, chiar unde stă fiul vostru, unde stă Alex. Știi vreuna, un site sau ceva? Sau... Pot să nu... Da, să pun în descrierea blogului, că oamenii nu știu unde să se uite, să-și găsească loc de muncă. Se numește Trabajo Temporal. Da? Dar ăia îți dau de lucru, lucru temporar. Dar tu dacă ești bun, te duci prin trabajul temporal, dar după aceea te văd că ești bun la hotel și atunci îți faci un contract de probă, separat. De probă, și la noi 3 luni de probă, trei ca să facă carte de muncă, da, știi? La fel da, și în România, da, de probă, da, știi? Sunt, sunt. Nu, eu vă spun, aici e de lucru foarte mult. Este deci se găsește de muncă pentru cineva serios care vrea să muncească. Da, cu toată încrederea. Se găsește. Problema e chiriile, că sunt un pic cam scumpe și atunci lumea se teme. Zice, păi dacă eu iau 1200 și dau 1200 pe chirie, ce fac? Păi stai, mă, atunci trebuie să muncească amândoi. Lili, ai zis că ai apartament, de exemplu, cu 650. Am cu 650. Sunt 800, sunt cu 900. Sunt, bineînțeles că sunt. Sunt soț-soție, câștigăm 2000, minim, adică minim, începem da, cu minim, da, da, cu 2000. Eu am văzut că prețurile la Mercadona sunt mai ieftine decât în București, la, nu știu, supermarket. Tu știi încă că ai stat și tu în România și cred că confirm chestia asta. Și atunci un soț-soție cu 2000 minus 650 chiria, minus transportul, așa, măcar nu mai punem bani de buzunar, adică în primele luni până câștigăm mai mulți bani, deja suntem pe zero. Păi Sorin, un salariu merge pe cheltuieli, un salariu merge pe cheltuieli și celălalt salariu... Păi asta spun, adică... Dar trebuie să fii doi, adică unul singur care vine se descurcă un pic mai greu. Da, 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 că ești doi, ești cuplu sau ești doi prieteni care împart, că și în Anglia cu muncesc români, stau într-o casă câte 3, 4, 5 familii, fiecare într-o câte o cameră și își împart cheltuielile. Adică dacă vrei să muncești, vrei să faci ceva și să așa, sigur poți să reușești. Adică, la început trebuie să asta, faci un pic de sacrificiu. Faci un pic de efort, exact. Că nu se poate nimic fără efort, știi? Este de lucru. Eu până am găsit-o pe Inga, am trecut prin multe experiențe și mă trezeam că îmi lăsa cheia pe masă și pleca și spunea nu mai vreau, că e mult de lucru. E mult de lucru, nu? Da. Ea a văzut, adică ea a fost aici când s-a întâmplat și a spus, mă, dar nu i-ai zis nimic, nu i-ai făcut nimic, nu ai omorât-o, nu l-ai omorât. De ce? Și tu ai avut 3 joburi la început. Iar eu am avut 3 joburi la început. Bine, nu toată lumea e dispusă, aveam 28 de ani, Diana. Nu, eu nu oblig pe nimeni să ia 3 joburi, dar măcar unul fă-l bine. Cum, 3 joburi ai avut? Da? Da, la început, da. Deci n-ai început cu agenție imobiliară patroană, n-ai venit aici băgat 1 milion, ți-ai făcut agenție imobiliară, nu? Eu am lucrat 17 ani pentru alții. Eu doar de 7 ani am agenția mea. Deci am început prima dată într-un restaurant, lucram dimineața în restaurant, după amiază... Șef de sală, ce făceai? Da, șef de sală. Eu glumesc, Lili, adică trebuie ca să înțeleagă oamenii că ai început de la zero. Spălam vase, spălam la veceu dacă era nevoie, puneam pe terasă mese, scaune, umbrele, căram ca un bărbat, că n-aveam ce să fac. Și în afară de restaurantul ăla unde mai mai lucram după amiaza la un supermarket de 24 de ore, unde am avut un șef extraordinar, canariot, jos spălăria pentru omul ăsta, adică ne trata și pe noi cei care nu aveam acte, cu la respect. Fel ca și pe ce, cu respect. Aveam dreptul la vacanță, aveam, că eu credeam că nici nu o să-mi dea concediu, nici nu o să-mi dea... Și în ziua liberă, când eram liberă la ambele joburi, aveam un alt job la un Aberdeen Steakhouse, împărțeam, eram public relation. Ăla în față, care te bagă înăuntru, în restaurant. Ăla a fost cel mai urât serviciu, preferam să spăl WC-uri, să mă duc de să... De ce? Spăl. Nu-mi plăcea, pentru că... Interacționai cu tot felul de... Nu, că nu-mi plăceau oamenii îmi plăceau. Plăcea că mâncarea mea era de calitate și eu nu puteam să vând. Să-i păcălești pe oameni, zic, da, vine că ce bună e. Dacă eu nu puteam mânca acolo, cum să-l oblig pe om? Și am făcut-o așa câteva luni pentru bani. Atunci a fost pentru bani, dar... Și cu imobiliarele de când ai început? Când mi-am cumpărat eu prima casă, în 2001. Atunci am început. Deci am avut 20 de ani. Acum, în 2001, nu, 23. 23 de ani. Da.
Atunci am început cu imobiliaria. Am mers să-mi caut casă și patrona de la Promocasa, pentru că am nimerit taman la Promocasa, ea avea agenția din 97. Ok. Și am venit, eu am văzut într-un ziar, că atunci nu era... Da, da, citeai pe un ziar, da, anunțul telefonic. Da, și am mers acolo și femeia m-a propus să plec de la restaurant și magazin și să merg la dumneavoastră. Am plecat cu teamă pentru că... La agentă. Ca agentă. Să dea și salariu sau doar provizor? 800 de euro aveam salariu, da. 800 de euro. Acum 20 de ani era mai mulți. Da, da, era ok. Și comision, bineînțeles. Dar am lucrat pentru ea foarte mulți ani. După aceea a închis agenția când a venit criza aia din 2007-2008, că ea s-a pensionat. Eu am mers la o firmă rusească, am lucrat la ruși timp de... Vorbești rusă? Nu vorbesc. Tu vorbești rusă? Da, perfect. Ca orice moldovean care se respectă. Ea vorbește, cred că mai repede rusă decât românește. Da. Nu prea mult din Republica Moldova. Și am revenit la Promocasa după ce am deschis-o eu. Am redeschis-o eu, ca să zic așa. Și mă bucur că am avut curajul. Ai cumpărat-o de la fosta ta patroană sau ți-a dat-o? Mi-a dat numele. N-am avut ce să cumpăr pentru că nu aveam spațiu. Nu era nimic. Da, nimic. N-am cumpărat-o. Pot să spun că mi-a făcut-o cadou. Da? Ai preluat brand-ul, cum ar veni. Am preluat brand-ul, da. Da, exact. Iar firma mea se numește Lili Promocasa, nu se numește Promocasa pentru că nu era liber numele, știi? Și atunci firma se numește Dar Lili Promocasa și agenția. Pagina voastră de internet, de web, e promocasa.com. 3w.promocasa.com. Da. Am atins cam ce vreau să atingem, am uitat ceva? Inga e foarte meticuloasă, mi-a pregătit aici, dar eu știam toate astea. Dar n-ai citit nimic. N-am citit pentru că toate întrebările astea mi le pun mie oamenii, cum vi le pun și vouă, și atunci știam cam ce întrebări. Eu am și vrut să fac vlogul ăsta pentru că așa mai evităm un pic telefoanele astea în care întreabă cât e temperatura apei Los Cristianos mai la colț. Da, eu cred că am atins cam tot. Ce să zic, vă mulțumesc mult de tot. Și noi mulțumim. Și să mai facem un vlog anul viitor, să vedem ce s-a mai schimbat până atunci, dacă s-au dublat prețurile, s-au triplat, dacă... Să sperăm că se stabilizează. Eu doresc să se stabilizeze prețurile. Mulțumesc. Mulțumesc mult de tot, oameni buni. Ne vedem la următorul...